Bună ziua, dragi copii! Astăzi vă invităm să vă alăturați într-o călătorie minunată, unde vom descoperi povești fascinante și captivante oferite de editura Creativ. Legenda buburuzei. Au ieșit ghioceii albi, brândușele galbene și toporașii albaștri. Albinele își deretică stupul. Ca mâine, or să iasă la treabă. Miei zburdă pe pajiștire abia dezgolite de nea. În o gradă, găinile scurmă și cotcodăcesc. Toată lumea are treabă, nimeni nu stă degeaba. Mângâiată de soare, buburuza cea mică și roșie a ieșit și ea din crăpăturile scoarței copacului, unde a stat pitită până atunci. A făcut ochii mari și s-a uitat în jur. Așa cum stătea pe scoarța cenușie a copacului, părea o fărâmă dintr-o piatră prețioasă roșie. Avea și ea scăpărări de rubin când vreo rază o mângâia pe spate. Buburuza s-a întristat. Ce mică și neînsemnată sunt! Toate din jurul meu au un rost, numai eu nu. Nimeni nu mă bagă în seamă. Zicând acestea, și-a desfăcut larg aripile, lăsându-se purtată de o boare de vânt. Așa a ajuns pe prispa unei case, iar de acolo pe mâna unui copil care se juca. Bunicule, s-a bucurat copilul, uite o buburuză! Ce gâză micuță și drăgălașă! I-o fi frig. Dar de acum, gata! Nu te mai necăji, buburuzo! Am să te încălzesc eu! Și copilul a ridicat încetişor mâna către soare și a mângâiat cu drag stropul roșu care îi înflorea palma. Apoi a suflat încetişor asupra-i. Hai, du-te, buburuzo! Încălzește-te la soare! S-a bucurat buburuza. A înțeles că mică și neînsemnată cum e, are și ea un rost pe lumea asta. E cea din tâi gâză care se arată primăvara. E, cum s-ar zice, o vestitoare curajoasă. Bună dimineața, dragi copii! Astăzi vom citi împreună o poveste foarte frumoasă, Petrică și lupul. M-am hotărât să vă citesc această poveste, deoarece am fost foarte încântată de cum mi-ați povestit voi, ultima dată, Tom de Gețe. Petrică și lupul. A fost odată, de mult, o țară îndepărtată, numită Rusia. Acolo trăia un băiețaș care se numea Petrică. Petrică trăia cu bunicul lui într-o căsuță drăguță din lemn. Într-o zi, Petrică ar fi vrut să meargă la plimbare. A ieșit deci din grădina bunicului, lăsând ușa larg deschisă în urma lui. Aproape de poartă se găsea un copac mare, unde Petrică și-a întâlnit prietena, Păsărica. Poarta fiind deschisă, rățuștele bunicului lui Petrică s-au hotărât să meargă să înoate în lacul apropiat. O păsărică s-a oprit pe malul lacului și a început să-și bată joc de o rățușcă. Tu întotdeauna înnoți sau mergi pe jos, a spus păsărica. Dar ce fel de pasăre ești tu dacă nu știi să zbori? Ei, și tu ești la fel ca celelalte păsări. Dar nu știi să înnoți, a întrebat o rață. Așa au vociferat, vrând amândouă, ca ultimul cuvânt spus, să fie al lor. Între timp, o pisică s-a furișat aproape de ele. În liniște și cu multă grijă, ea și-a croit drumul prin iarba înaltă. O, ce minunat cântă păsările! Ce frumos ciripesc! Îmi place să stau să le ascult, s-a gândit pisica în sinea ei, în timp ce le asculta. Cred că am dat peste un prânz minunat. S-a apropiat din ce în ce mai mult de lac. Atenție! Strigă Petrică. Păsările abia au mai avut timp cât să zboare, până ce crengile unui copac apropiat, până la crengile unui copac apropiat. Rața rămasă în mijlocul lacului, măcăia supărat spre pisică. Pisica se uita la pasăre și se gândea.
Oare merită osteneala să mă cațăr în copac pentru o pasăre atât de mică? Până ce ajung sus, ea și-a luat zborul. Tocmai în această clipă, bunicului Petrică a ieșit din casă. Petrică, a strigat el supărat, te-am rugat frumos să nu ieși din grădină. Ce-ar fi dacă dintr-o dată ar apărea lupul? Vino imediat înapoi. Petrică se gândea. Bineînțeles că este deja destul de mare ca să joace singur, acolo unde îi place lui. De mult nu s-a mai temut de lup. Numai că bunicul său l-a luat de mână și l-a condus spre casă. După care a închis cu grijă poarta în urma lor. Au avut mare noroc, pentru că, în clipa următoare, și-a făcut apariția un lup uriaș, care venise din pădurea deasă. Pisica, speriată de moarte, a sărit repede pe creanga unui copac, numai că săraca rață înota încă în mijlocul lacului și măcăia de zor. Lupul, văzând rața, s-a hotărât să o mănânce de prânz. Se gândea el, ce bine mă voi ospăta din carnea ta! Rața îl simțea deja pe lup în spatele ei. S-a uitat înapoi și a văzut că vrea să o înghită. În clipa următoare a fost într-adevăr înghițită dintr-o singură înghițitură. Numai că lupului îi mai era foame. El a zărit pisica pe o creangă a pomului. Ea stătea pitită pe după frunze și tremura toată. În partea cealaltă a copacului, lupul a observat o păsărică, stând nemișcată pe o altă creangă. Petrică urmărea evenimentele uitându-se pe poarta grădinii, dar nu se temea deloc, deoarece grădina era înconjurată de un zid înalt, iar copacii erau în partea cealaltă a zidului. Fără să stea pe gânduri, Petrică s-a urcat în copac, ducând cu el și o frânghie puternică. A legat un capăt al frânghiei de o creangă groasă, iar la celălalt capăt a legat un pnod. Prietena lui, păsărica, încerca să-l atragă pe lup cât mai aproape de casă, dar animalul nu voia ca pasărea din copac să-i scape. A încercat să o prindă de mai multe ori, dar pasărea zbura aici-colo, de pe o ramură pe alta. Iar între timp lupul se apropia din ce în ce mai mult de casă. Când au ajuns aproape de zid, Petrică a aruncat o frânghie cu o mișcare reușită pe după gâtul lupului. Lupul a încercat cu disperare să scape de frânghie, dar, pe măsură ce o trăgea, aceasta se strângea din ce în ce mai tare în jurul gâtului său. În cele din urmă a căzut leșinat pe pământ. În curând au apărut trei vânători, iar Petrică i-a întâmpinat cu bucurie, anunțându-i ce captură minunată a făcut. Vânătorii au legat animalul și au pornit cu el spre grădina zoologică. După un timp, au auzit o voce slabă care le spunea, lăsați-mă să ies, lăsați-mă să ies. Rața era cea care se mișca și măcăia în stomacul lupului. Spre norocul ei, când au ajuns în grădina zoologică, rața a putut fi scoasă vie și nevătămată
din stomacul lupului. Așa că și ea a scăpat cu viață. S-a întors apoi fericită în pădure și a mulțumit lui Petrică, cel curajos, că l-a prins pe lup și că astfel a salvat-o de la moarte. Aici l-avem pe Petrică, care este foarte bucuros că a salvat rața, și lupul, care a ajuns la grădina zoologică. După ce veți asculta această poveste, vreau să îmi faceți un desen frumos despre Petrică și animalele din curtea bunicului, în care să încercăm să desenăm lupul. Și la sfârșit să îmi povestiți povestea pe care v-am citit-o eu. Haideți împreună să ne mai uităm puțin la pozele pe care le are această carte foarte frumoasă. Aici le avem pe Petrică și casa bunicilor. O casă foarte frumoasă, înconjurată de foarte multe flori, copaci, și Petrică bucuros, care a ieșit din casă la prietena lui Păsărica. Da. Avem animalele care înotau liniștite în lacul din apropierea casei lui Petrică. Bineînțeles, pisica, care le urmărea și vroia să le mănânce, dar dintr-o dată a apărut bunicului Petrică, care și-a făcut griji pentru el și l-a luat în casă să nu cumva să îi se întâmple ceva, să nu cumva să se întâlnească cu lupul. Și dintr-o dată a apărut lupul, care a mâncat Rățușca. Da? Îl avem pe Petrică, care a încercat să îndepărteze lupul de celelalte animale care se aflau în gospodărie. Vânătorii, care au apărut și l-au luat pe lup pentru a-l duce la grădina zoologică, acolo unde îi era locul, nu lângă casa bunicului său. Și la sfârșit, imaginea cu Petrică, care era bucuros de ceea ce a făcut. A salvat animalele de lup. Șoricelul cel obraznic și pisica. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată o pisică obișnuită, ca toate pisicile. Într-o zi, în timp ce pisica își bea cu plăcere lăpticul, a apărut un șoricel, care, fără nicio frică, începu să lingă stropii de lapte de pe marginea farfuriei. Văzând atâta obrăznicie, pisica se răsti la el. Dacă nu vrei să rămâi fără coadă, dispari imediat de aici și lasă-mă să-mi beau laptele. Șoricelului nu-i păsă de amenințările ei, ci continuă să mănânce tacticos. Văzând aceasta, pisica se enervă și îl mușcă de codiță, rămânând cu ea în gură. Degeaba se puse șoricelul pe plâns și o tot rugă printre sughițuri să-i dea codița înapoi. Pisica nu se lăsă înduplecată și pace. Ți-am spus ce o să pățești și nu m-ai ascultat. Dacă-ți vrei codița înapoi, trebuie să-mi aduci lapte de la vacă. Se duse șoricelul nostru la vacă și îi spuse: Văcuțo, dă-mi te rog lapte să-i duc pisicii, ca să-mi dea înapoi codița. Doar atunci îți voi da lapte când îmi vei aduce fân de la cosaș, îi spuse vaca. Neavând ce să facă, șoricelul se duse la cosaș și îl rugă: Cosașule, dă-mi te rog puțin fân pe care să îl duc vacii, vaca să-mi dea lapte pe care să-l dau apoi pisicii, iar pisica să-mi dea codița înapoi. Nu-ți dau nimic, până când nu mi-aduci pâine de la brutar, îi zise cosașul. Șoricelul plecă de grabă la brutar și îi spuse: Brutarule, dă-mi rogu-te o bucată de pâine ca să-i o duc cosașului. Acesta să-mi dea fân pe care să-l duc vacii, iar vaca să-mi dea lapte pe care să-l duc pisicii,
ca să-mi primesc înapoi cotița. Dacă mi-aduci slănină de la porc, îți dau și eu pâine, îi spuse brutarul șoricelului. Se duse șoricelul și la porc și îl rugă. Te rog, dă-mi și mie puțină slănină, pe care s-o duc la brutar. Acesta să-mi dea pâine ca să o duc osașului, care să-mi dea fân pe care să-l duc văcuței, pentru că aceasta să-mi dea lapte pe care să-l duc apoi pisicii și să-mi înapoieze codița. Dacă vrei să-ți dau slănină, du-te la stejar și adu-mi ghindă, grohăi porcul. Se duse șoricelul la stejar și în timp ce se uita în sus, spre crengile acestuia, gândindu-se cum ar putea să se cațere până acolo, observă că o ghindă tocmai căzuse lângă el. Bucuros, șoricelul luă ghinda în gură și fugi cu ea la porc. Porcul îi dădu slănină, slănina o duse la brutar, care îi dădu pâine, pe care o duse la cosaș. Cosașul îi dădu fân cu care se duse la văcuță. Aceasta îi dădu în schimb lapte pe care îl duse pisicii, iar pisica îl iertă și îi înapoie codița. Dacă șoricelul nu și-ar fi primit înapoi codița, probabil că povestea mea ar fi continuat. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Mulțumesc încă o dată și ne vedem curând cu noi povești interesante!